capitolul 12, de la versetul 12 la versetul 16. A doua zi, o mulțime mare care venise la sărbătoare, când a auzit că vine Iisus în Ierusalim, a luat ramuri de palmier și a ieșit în întâmpinare și striga: Osana, binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului, Regele lui Israel. Și Iisus a găsit un măgăruș și a călecat pe el, după cum este scris: Nu te teme, fiica Sionului, iată că Regele tău vine călare pe vânzul unei măgărițe. Ucenicii lui n-au înțeles aceste lucruri de la început, dar după ce a fost glorificat Iisus, și-au amintit că lucrurile acestea erau scrise despre el și că ei le veniseră cu privire la el. În capitolul 12, în dimineața aceasta, așa cum spuneam, este sărbătoarea tradițională a intrării triumfale a Domnului Iisus Hristos. Florile este numele cunoscut în popor, pentru că au fost aruncate aceste flori sau au fost întâmpinat cu aceste ramuri de finic sau de palmier, spune Scriptura. Mesajul în dimineața aceasta, din pasajul acesta, Ioan 12, este intitulat Iată Regele tău, în versetul 15. Nu te teme, fiica Sionului, iată Regele tău, iată Regele tău vine. Paștele este una dintre cele mai mari sărbători evreiești, care amintește de ziua în care ei au fost răscumpărați din robia egipteană, din nou, așa cum am spus și în dimineață, datorită sângelui care era pe ușorii ușii în casa în care se aflau. Dacă citim în Exodul, capitolul 12, versetul 13 și 14, Dumnezeu le spune atunci când pentru prima dată instituiesc Paștele, Dumnezeu le spune, Exodul 12, 13 și 14, sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi și pedeapsa nu va pedea peste voi. Această expresie, voi trece pe lângă voi, este numele de Paște. În engleză spune pass over, adică ocolesc sau trec pe lângă. De aici vine numele acestei sărbători de Paște. Eu voi trece pe lângă voi. Dumnezeu zice, eu voi vedea ce? Faptele voastre bune, religia voastră. Voi vedea că ați mâncat pâine muiată cu vin. Voi vedea că ați fost la muntele Atos. Voi vedea ce? Sânge. Voi vedea sângele. A cui? A lui Iisus. Sigur, aici nu era a lui Iisus. Era a mieilor care prevesteau adevăratul miel al lui Dumnezeu. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi. Și pedeapsa nu va vedea peste voi ca să vă nimicească atunci când voi nimici țara, când voi lovi țara Egiptului. Și versetul 14, și ziua aceasta va fi pentru voi o aducere aminte și o veți ține ca o sărbătoare pentru Domnul, să o sărbătoriți de-a lungul generațiilor ca o lege veșnică. Cine? Cine trebuia să sărbătorească ca o lege veșnică de-a lungul? Efraim. Da. Este pentru ei. Este eliberarea lor din Egipt, este sărbătoarea lor, ei trebuiau să facă asta, ei și astăzi fac asta și țin aceste ritualuri, plus alte tradiții pe care le-au adăugat în această sărbătoare, care nu sunt neapărat rele, cele mai multe dintre ele, dar este sărbătoarea lor și asta trebuiau să facă. Deși creștinilor nu li se poruncește să țină Paștele, da. Sunt unele religii creștine care zic că noi nu ținem Paștele, că nu ne spunem nimic. Nu pot să zic că sunt greșiți sau că ei greșesc. Creștinilor nu li se poruncește să țină nici Paștele, nici Crăciunul, nici datele pe care le ținem noi nu sunt exacte și nu sunt după, neapărat după legea evreiască a Vechiului Testament. Paștele nu are o legătură directă, această sărbătoare, cu creștinismul, totuși, de ce ținem? Totuși, ce înseamnă pentru noi? Totuși are ceva legătură. Totuși această sărbătoare a Paștelui devine prețioasă, devine scumpă pentru noi din anul morții Domnului Iisus Hristos. Până atunci Paștele nu avea nicio legătură pentru restul lumii decât pentru evrei. Dar atunci când Iisus a devenit mielul lui Dumnezeu care a fost crucificat, sacrificat, exact în ziua pregătirii Paștelui, această sărbătoare evreiască,
Și când sângele Lui a fost scurs în ziua aceea și ne scapă acum pe noi, cei care credem de mânia și de judecata viitoare a Lui Dumnezeu, atunci Paștele devine o sărbătoare prețioasă și pentru noi. Pentru că jertfirea pe crucea Lui Iisus a fost exact în ziua premergătoare sărbătorii Paștelui la evrei, în ziua pe care ei o numeau ziua pregătirii Paștelui. Și așa cum a citit și de dimineață Petrișor, aveam și eu notat aici 1 Corinteni 5:7, acum, după anul acela în care Hristos a fost crucificat chiar de Paște, această sărbătoare are o însemnătate și pentru noi. Nu aceeași ca și pentru evrei, nu exact la fel, dar are o însemnătate și pentru noi și spune acolo Hristos, Paștele nostru, sau, cum să zic, Hristos, scăparea noastră, sângele lui Hristos care îl face pe Dumnezeu să ne ocolească pe noi și pe viața și mânia lui Dumnezeu, din cauza lui Hristos ne ocolește pe noi acum. Asta înseamnă Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Adică jertfa noastră, sângele care ne scapă pe noi, a fost vărsat. Și în 2 Corinteni 5:21 spune, cel care n-a avut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi. Pentru ca noi să fim dreptatea lui Dumnezeu prin El. Prin viața Lui dreaptă. Deși Paștele era o sărbătoare atât de cunoscută în Israel și toate tradițiile se respectau cu strictețe, evreii veneau din toate părțile la Ierusalim. Iisus cu ucenicii Săi veneau și ei, și la Ierusalim și aici. La Ierusalim veneau evrei, nu veneau oameni așa în pelerinaje să se plimbe cum se duc acum creștini. Erau fie evrei, născuți evrei, fie în Israel, fie în alte țări în care părinții lor emigraseră, dar erau născuți evrei și țineau legea evreiască, erau fie oameni dintre neamuri, care nu erau evrei, nici născuți evrei, dar care erau acum prozeliți, adică se convertiseră la religia iudaică și se considerau evrei după religie și trăiau ca și evrei. Aceștia erau cei care veneau la Ierusalim și la toate sărbătorile acestea. Și erau foarte multă lume și Iisus cu ucenicii Săi veneau și ei la Ierusalim pentru sărbătoarea Paștelui. Nu era prima dată când Iisus cu ucenicii Săi venea la Ierusalim pentru sărbătoarea Paștelui să sărbătorească împreună. Totuși, în anul acela, se va întâmpla ceva cu totul și cu totul deosebit, ceva care nu se mai întâmplase de celelalte dăți când Iisus venise la Ierusalim cu ucenicii Săi să sărbătorească Paștele. Ceva cu totul deosebit. Mielul lui Dumnezeu va fi înjunghiat. Vor fi înjunghiați toți miei, ca de obicei, vor fi făcute toate ritualurile, ca de obicei, vor fi ținute toate tradițiile, ca de obicei, dar va mai curge un sânge. Acela despre care Ioan Botezătorul a zis, iată mielul lui Dumnezeu. Și haideți să vedem câteva lucruri din Ioan capitolul 12. Mai întâi, vestirea sau anunțarea morții lui Iisus, adică a suferinței. Și așa începe capitolul 12. Am citit doar de la versetul 12, dar acum o să trecem și peste versetele celelalte, începând cu versetul 1. Spune versetul 1, cu 6 zile înainte de Paști. Paștele la evrei era într-o zi fixă din calendar. Nu într-o zi fixă din săptămână, dar într-o zi fixă din calendar, adică în data de 14 a lunii iulie, adică a lunii Nisan. Orice zi pica din săptămână, în orice an, azi poate miercuri, anul viitor joi, anul viitor sâmbătă, anul viitor duminică, în data de 14, noi zicem aprilie acum la noi, dar nu este exact aprilie, dar în data de 14 a acelei luni, seara, începea Paștele, era Paștele. Și aici spune cu 6 zile înainte de Paști. Da. După materialul pe care vi l-am dat și după cronologia care este sugerată aici, este considerată seara de vineri, data de 9, luna Nisan. Pentru că eu cred că Paștele în anul acela a fost într-o zi de joi, acea sărbătoare mare, acel sabat mare. A fost într-o zi de joi, ziua 14-a a lunii Nisan. Deci, Iisus ajunge, spune aici așa, în Betania. El venea de la Ierusalim, în
capătul de la Ierusalim, de la Ierihon, cu ucenicii săi, în drum spre Ierusalim și ajunge în Betania, undeva la 3 km de Ierusalim, o localitate foarte apropiată, în care el avea mai mulți prieteni, da? Inclusiv pe Lazar, Marta și Maria, dar nu intră în casa lor acum, aici se află în casa lui Simon, nu Simon fariseul, ci Simon leprosul, și spune că îi se pregătise o cină. Și Iisus cu ucenicii săi au venit la această cină. Era și Lazar acolo, care fusese mort și pe care îl înviase Iisus din morți. În versetul 2 spune că i s-a pregătit o cină și Marta era acolo, slujea, iar Lazar era unul dintre cei care stăteau la masă. Foarte mulți veneau acum să vadă pe Iisus și să-l asculte din cauza învierii lui Lazar. Versetul 3 spune că Maria, sora lui Marta și a lui Marta și a lui Lazar, a luat un litru de parfum de nard pur, de mare preț, și a uns picioarele lui Iisus și i-a șters picioarele cu părul ei, și casa s-a umplut de mirosul parfumului. În capitolul 11 și versetul 2 mi se spune că Maria era aceea care a uns pe Domnul cu parfum și i-a șters picioarele cu părul ei. Deci, e sigur, aici sunt multe Marie în Biblie. Da? Maria, mama lui Iisus, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iosef. Și iată, Maria, sora lui Lazar aici. Aceasta este Maria aceasta. Este sora lui Lazar, se spune clar. Care sparge acel vas cu parfum foarte scump și ea a dat tot ce a avut mai de preț și a uns picioarele lui Iisus. Cealaltă Marie, Maria Magdalena, era în casa, o altă ocazie, în casa celuilalt Simon, Simon fariseul, ea fiind o femeie ușoară, nu a avut lucruri de preț. Și ce a făcut ea? Cu ce i-a stropit picioarele lui Iisus? Cu lacrimile. Cu lacrimile ei. Și l-a șters tot cu lacrimile, putem spune noi așa, dacă vrem să fim mai, mă rog, să o elogem, cu lacrimile pocăinței. Pentru că, într-adevăr, s-a pocăit acolo și l-a șters, iar l-a șters tot cu părul ei. Amândouă, și Maria Magdalena, și Maria, sora lui Lazar, vedem că își șterg picioarele lui Iisus cu părul lor. Părul este, ne spune Biblia, podoaba femeii. Astfel, ele se umilesc la picioarele lui Iisus, se smeresc atunci când fac această scenă. De la versetul 4 până la 6, unul dintre ucenicii săi, cine altul decât Iuda Iscariotean, cel cu punga, fiul lui Simon, care urma să-l vândă, a zis: de ce nu s-a vândut parfumul acesta cu 300 de dinari să se fi dat săracilor? Iată ce risipă s-a făcut aici. Dar el zicea lucrul acesta, Ioan Apostolul se grăbește să menționeze, că Iuda zicea lucrul acesta nu fiindcă era milă de săraci, ci pentru că el, care ținea punga și era casierul grupului bisericii, era un hoț. Și întotdeauna lua câte ceva de acolo pentru el. Aceste versete arată unde ajunsese degradarea și parșivitatea umană. Iuda era cel care 3 ani fusese cu Iisus, văzuse minunile lui Iisus, auzise învățăturile lui Iisus, văzuse vieți schimbate și totuși era un om mânat de Satan, un hoț, un mincinos, un prefăcut, care nu după multe zile vrea să-l trădeze pe Iisus și să-l vândă pentru mult mai puțin, pentru de 10 ori mai puțin, 30 de arginți pe Domnul Iisus Hristos. Și asta arată unde ajunsese degradarea umană. Dar Domnul Iisus Hristos zice în versetul 7: nu necăjiți pe femeie, nu-i faceți necaz, lăsați-o în pace, căci ea a păstrat acest parfum pentru ziua îngropării mele. Domnul Iisus spune, nu e nicio risipă. Nu-i faceți inimă rea femeii ca și cum n-a făcut un lucru bun sau n-a făcut un lucru de apreciat. Domnul Iisus zice, nu fiți prefăcuți. Pe săracii aveți tot timpul cu voi. Puteți să-i ajutați oricând. Dar aceasta, ce se întâmplă aici, este o ocazie specială, nu este ceva la întâmplare. Eu voi fi omorât. Pe mine nu mă veți avea tot timpul cu voi. Și voi fi îngropat în grabă, bine, Domnul nu le explică toate astea, dar acum noi înțelegem că
De asta zice Domnul Iisus, lăsați-o, că ea a făcut-o pentru împropăciunea mea. Voi fi probat în grabă din cauza sărbătorii și nu se va lua, nu va fi timpul ca să se împlinească toate ritualurile și ungerile pentru împropăciune. Și de asta ea a făcut asta acum, chiar dacă nu mai în mod simbolic, ea face această ungere care prevestește suferințele, moartea și îngroparea mea. Ea a făcut ce trebuia să facă. Totul s-a întâmplat după planul lui Dumnezeu. Nu este nimic la întâmplare. Lăsați-o în pace. Mai degrabă învățați. Și fiți cu urechile deschise că asta se va întâmpla. Eu voi suferi și voi muri și voi fi îngropat. Ei nu înțelegeau, ne spune Scriptura, probabil că nici chiar Maria nu înțelegea, dar ne spune în toate Evanghelia, în Evanghelia după Marcu, că ea a făcut ce a putut. I-a zis Domnul Iisus, lăsați-o în pace, a făcut ce a putut. Unul poate mai mult, altul mai puțin, altul înțelege mai mult, altul înțelege mai puțin. Dar Dumnezeu apreciază dacă faci ce poți. Tot ce poți, nu mai puțin decât poți. Amin? Ea a făcut ce a putut. Văduva săracă a dat 2 bănuți. A făcut ce a putut. Alții au dat mult aur și argint. Au făcut mult mai puțin decât au putut. Ea a făcut tot ce a putut. Chiar dacă n-am înțeles prea mult. Dar mai târziu, spune Scriptura, după ce s-au întâmplat lucrurile acestea, ei și-au amintit și-au înțeles că împliniseră planul lui Dumnezeu. Iată, aceasta a fost vestirea morții. Când el a intrat, când a ajuns aproape de Ierusalim, în ziua aceasta, în casa lui Simon, el a spus, de acum încolo, totul este stabilit. Totul va duce spre moartea și îngroparea mea. Este vestirea morții. Apoi vedem, în ziua următoare, vestirea regelui și a împărăției. Aceasta este slava sau gloria, vestirea slavei viitoare sau a gloriei. În versetul 12 spune că a doua zi o mulțime mare care venise la sărbătoare, când auzind că vine Iisus la Ierusalim, a luat ramuri de palmier, versetul 13, și a ieșit în întâmpinare. A doua zi, conform acestui calendar sugerat a săptămânii patimilor, ar fi ziua de sâmbătă. Știu că tradițional, intrarea triunfală este duminică și înflorire. De asta este astăzi în popor. Tot tradițional, răstignirea Domnului Iisus Hristos este vineri. Tradițional. Dacă încerci să urmărești Biblia, nu poate să fie vineri, pentru că Domnul Iisus spune, după cum Iona a stat în pântecele peșterului 3 zile și 3 nopți, tot așa va sta și Fiul omului în inima pământului. Da. Dar, tradițional, răstignirea a fost stabilită de într-o zi de vineri, numai pe baza faptului că se spune că a doua zi era o zi de sabat și trebuia să-l pună repede în mormânt. Iar oamenii care nu sunt așa de cunoscători ai Scripturii înțeleg că sabatul înseamnă sâmbătă. Sabatul nu înseamnă sâmbătă, sabatul înseamnă o zi de odihnă și o zi de sărbătoare. Iar Dumnezeu le-a poruncit evreilor să iau o zi de odihnă și de sărbătoare în fiecare săptămână câte una, 6 zile să lucrezi și a 7-a zi să te odihnești. Acesta este sabatul săptămânal. El este sâmbătă, ziua 7-a, dar nu este singura zi de sabat. De fiecare dată, în fiecare an, când cădea Paștele, adică ziua a 14-a din luna Nisan, ei trebuiau să iau o zi de sabat. Sărbătoarea Paștelui era împreună cu sărbătoarea azimilor. Paștele era o zi, da? Când făceau cu mielul, moartea mielului, iar azimile erau 7 zile. Și în prima zi, și în ultima zi, ei trebuiau să iau o zi de sabat, care înseamnă zi de sărbătoare, indiferent în ce zi de săptămână pica. Sabat nu înseamnă sâmbătă. Dacă era luni, dacă era marți, dacă era miercuri, dacă 14 pica miercuri, ei trebuia să iau o zi de sabat, o zi de sărbătoare. Da. Dar nu vreau să petrecem mai mult, dacă sunteți interesați, luați, vă rog, și citiți, sunt versete din Scriptură care arată lucrurile acestea. Deci, versetul 13 spune că l-au întâmpinat cu ramuri de palmier și, apropo, aceste date nu sunt absolut deloc importante pentru mântuirea sufletului și pentru a merge în cer. De aceea, nu trebuie să facem mare tam-tam pe lucrurile acestea. Da? Și de aceea nu le menționez prea des lucrurile acestea. El, indiferent că zici că a fost marțea sau joia sau vinerea sau sâmbătă, tot poți să mergi în cer, nu are nicio legătură cu mântuirea. Da?
Deci, haideți să ne uităm la lucrurile care sunt mai clare, spune aici în versetul 13, că ei au făcut ceva, nu doar că l-au întâmpinat cu ramuri de palmier, dar spune, au strigat înaintea lui. Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, regele lui Israel. Cum Iisus a intrat în ziua aceea, în Ierusalim, pe poarta de răsărit, pe poarta de est, pe poarta de răsărit, poarta care acum este zidită. Și în fiecare an de atunci acolo a fost zidită și nimeni n-a mai intrat pe ea, până când va veni el din nou, prințul Israel, și va intra pe aceeași poartă. El a intrat în ziua aceea cu turle și trâmbițe, cum spunem noi, în osanele oamenilor sau osanalele oamenilor și cu ovațiile care l-au primit, a intrat pe poarta de răsărit. A fost primit în aceste urale și aclamații ale mulțimii. Și deși era ceva spontan, ei nu pregătiseră asta, ei erau acolo pentru Paște și dintr-o dată se întâmplă scena aceasta, deși era ceva spontan, nu era fără însemnătate și părea că totul a fost organizat foarte bine, până în cele mai mici detalii. Uralele mulțimii erau foarte specifice, nu erau cuvinte alese la întâmplare și tot ce făceau ei arăta clar că cel pe care îl ovaționau este Mesia, este binecuvântatul lui Dumnezeu, este regele lui Israel. Ei nu spuneau cuvinte la întâmplare. Mulțimea folosea limbajul profetic din Vechiul Testament, rezervat doar pentru unsul lui Dumnezeu, doar pentru Mesia. Nu puteai să folosești la întâmplare aceste cuvinte. Și fariseii și învățătorii legii care erau acolo s-au inflamat, s-au impacientat. Și au cerut lui Iisus, dacă ne uităm în Evanghelia după Luca, când este relatată această scenă în Luca la capitolul 19, i-au cerut lui Iisus să-și certe ucenicii, să tacă, să nu mai folosească cuvintele acelea, că acelea sunt doar pentru unul singur. Și cu alte cuvinte, ei nu credeau că El este acel unul singur. Și cu alte cuvinte, ucenicii și cei care strigau, spuneau blasfemii. Dumnezeu o să ne blesteme pentru ce spuneți aici. Opriți-vă, ziceau ei. Dacă citim în Luca la capitolul 19, versetul 39, unii din farisei, din mulțime, au zis lui Iisus, învățătorile, ceartă-ți ucenicii. Dar el a răspuns și a zis, vă spun că dacă aceștia vor tăcea, pietrele vor striga. Domnul Iisus spune, ei nu spun blasfemii, ei spun adevărul, fiindcă cel pe care vedeți aici este Mesia, este unsul. Pentru el au fost scrise aceste profeții, pentru el au fost scrise aceste urare. El nu este un blasfemiator, un impostor, un falsificator. El este exact cel care trebuia să vină. Dacă citim în Psalmul 24, de la versetul 7 până la 10, Psalmul 24, de la versetul 7, spune, porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice, ca să intre regele gloriei. Cine este acest rege al gloriei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel vichează în lupte, porți, ridicați-vă capetele, ridicați-le porți veșnice, ca să intre regele gloriei. Cine este acest rege al gloriei? Domnul oștirilor, El este regele gloriei. În anul când Domnul Iisus Hristos a fost crucificat la Ierusalim de Paște, această intrare triumfală a fost de scurtă durată. Aclamațiile și urale poporului câteva zile se vor transforma în huiduieli, scuipături și la urmă l-au crucificat. Atunci a fost doar o prezentare sumară, scurtă, a gloriei regelui care avea să vină, pe care ei l-au răstignit. Dar Psalmul 24 vorbește despre o glorie veșnică pe care nu o vor mai opri nimeni, nimeni nu va mai putea să-l atingă. Și aceasta va fi la sfârșitul acestei epoci a harului în care noi trăim. Va veni ziua în care El, Domnul Iisus, va veni cu glorie din cer, cu oștirile cerești, cu sfinții săi, cu putere, cu mărăție și pe aceeași poartă pe care a intrat atunci, pe poarta de răsărit, va intra în Ierusalim și va domni pentru 1000 de ani, fără să poată fi dat la o parte. Aceasta este gloria regelui. Versetul 14 și 15 în Ioan 12
Spune Iisus, a găsit un măgăruș și a încălecat pe el, după cum este scris, și aceasta este versetul 15, este o profeție din Zaharia 9:9. Nu te teme, fiica Sionului, adică a Ierusalimului, iată regele tău vine, călare pe mânzul unei măgărițe. Cine a mai văzut așa ceva în lumea aceasta? Ori rege, ori sărac. Ai regele săracilor ăsta. Fariseii râdeau de el, Pilat râdea de el, conducătorii lumii acesteia râd de noi. Regele, regele gloriei, oh, poate sunt liderii aceștia religioși, cu chitii de aur și mărgăritare, cu sceptre bătute în aur, cu cuponele bisericilor aurite. Asta mai zic și eu ceva, măreție și glorie, nu? Asta vrea omul, ce izbește ochiul. Dar măriți ăștia care umblă prin sat și se fac de rușine și le închid oamenii ușa în nas. Și de multe ori, chiar și nouă, fraților și surorilor, vine rușine când vedem. Iar o să le închidă ăștia ușa în nas, bai de ei. Lasă, mergem duminica la biserică, dar nu ne mai duce să ne facem de râs așa. Ăsta călare pe un măgăruș, ăsta e regele? Ce rege este ăsta? Este regele lui Dumnezeu. Amin? Amin. Nu este regele lumii. Regii lumii vin cu bogăție, cu aur, cu argint, cu putere, cu corupție. Dar regele lui Dumnezeu vine altfel. Vine cu smerenie, vine cu umilință. Amin. Vine călare pe un măgăruș. Iată regele tău. Pe cine apreciem noi? Regii lumii? Strălucirea, aurul, argintul, faima? Sau pocăiții care se fac de rușine umblând pe la uși și vestind Evanghelia? Și n-am niciun viitor, n-am nicio moștenire, n-am nicio siguranță a zilei de mâini. Cu cine ne asociem noi? Domnul Iisus spune, dacă vă veți rușina de mine înaintea generației acesteia stricate și ticăloase, și eu mă voi rușina de voi, în ziua aceea înaintea Tatălui meu. Să avem grijă de cine ne rușinăm și la ce râvnim. Valorile împărăției cerurilor nu sunt aurul, argintul și strălucirea și bogăția lumii acesteia, ci smerenia, dragostea, pacea și bucuria. Acel Iisus a intrat călare prin măgăruș. N-avea decât o haină pe el, n-avea un loc unde să-și pună capul, n-avea aur și argint în buzunare, dar avea pacea lui Dumnezeu și avea bucurie sufletească și liniște. Versetul 16 spune, ucenicii lui n-au înțeles, n-au înțeles. După cum mulți oameni religioși și chiar poate frați și surori nu înțeleg astăzi, de ce trebuie noi toți să fim bagiocoriți și rușinați? De ce nu putem și noi să avem un loc la masa bogaților, să avem scaune prin parlament, să putem să sunăm pe cineva ca să ne rezolve problemele? Ucenicii lui n-au înțeles, spune, la început. Dar după ce a fost glorificat, adică după ce a înviat Iisus, a fost înălțat la cer, asta înseamnă a fost glorificat. Ei și-au amintit că lucrurile acestea erau scrise despre el și că ei le împliniseră cu privire la el. Mai târziu și-au amintit și-au înțeles. Și ultimul punct este vestirea sacrificiului creștin, adică pentru noi astăzi creștini. Versetul 20 și 21, erau câțiva greci atunci, dintre cei care se urmaseră să se închine la sărbătoare. Și aceștia s-au apropiat de Filip, unul dintre apostoli, care era din Betsaida. Filip este un nume grecesc, probabil de asta s-au apropiat de el. Din Betsaida Galilei și la urgat zicând, Domnule, am vrea să vedem pe Iisus, avem ceva de discutat cu Iisus. Acești câțiva greci care veniseră din Grecia să țină sărbătoarea, erau unii dintre aceia care se convertiseră la iudaism. Ei nu erau evrei care vorbeau grecește, ci erau greci greci, născuți greci, dar care se convertiseră la iudaism și nu se mai închinau datinilor lor strămoșești, ci se închinau cu iudei. Grecii erau cunoscuți pentru înțelepciunea lor. Și acești greci, probabil în înțelepciunea lor, pricepuseră pericolul care îl păștea pe Iisus din Nazaret. Pricepuseră că mai mari religii iudaice vor să-l omoare și caută un motiv ca să scape de el. Și ei, ca și Petru, probabil încercau și se gândeau cum să-l scape pe Iisus. Pentru că vedeau că este nevinovat. Nu putem fi siguri ce au discutat ei sau ce au vrut să zică lui Iisus, pentru că nu ne spune Scriptura,
Dar în versetul 23 vedem ce le-a răspuns Iisus. Și putem să avem câteva idei. Oare ce i-au spus ei dacă asta le-a răspuns Iisus? Pentru că spune în versetul 23 că Iisus le-a răspuns zicând. Iisus nu zice așa la întâmplare cuvintele acestea și le spune ca și răspuns la ceea ce i-au spus acești greci. Iisus le-a răspuns zicând. A sosit ceasul ca să fie glorificat Fiul omului. Cu alte cuvinte, nu vă faceți griji pentru mine. Înțeleg și eu că mă vor omorâ. Nu trebuie să-mi spuneți voi. Pricep ce mă paște. Știu lucrul acesta. Însă a sosit ceasul pentru asta. Ei nu vor face asta din întâmplare. Ei nu vor face asta fiindcă au vreo putere asupra mea. Ei vor face asta fiindcă a sosit ceasul. A sosit ceasul ca Fiul omului să fie glorificat. Stați liniștiți. Asta trebuie să se întâmple, le spune Domnul Iisus Hristos. Nu se întâmplă nimic care să nu fie după planul lui Dumnezeu. Versetul 24-25 continuă Domnul Iisus și le spune: adevărat, adevărat, vă spun că dacă grământele de grâu care a căzut în pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Cine își iubește viața, o va pierde și cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. Acesta a fost răspunsul lui Iisus pentru acești greci, care probabil vreau să-L avertizeze de pericolul care îl păștea și să-L ajute să scape de acolo. Domnul Iisus însă le zice, nu vă impacientați, așa trebuie să fie. Gândiți-vă puțin. Pentru ca sămânța care este aruncată de agricultor în pământ să aducă ceva roadă, ceva profit, ea trebuie să se sacrifice, trebuie să moară, trebuie să putrezească acolo în pământ. Altfel, rămâne singură. Trăiește ea, dar singură. Nu aduce nicio roadă. Asta le zice Domnul Iisus. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus le spune, dacă Iisus, dacă Mesia, dacă Hristosul se dă jos de pe cruce, așa cum cu câteva zile mai târziu ei o să-L bajocorească și o să spune, ha, 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 tu ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu. Și Iisus spune, da, aș putea să mă dau jos de pe cruce. Cuiele nu l-au ținut acolo. Soldații romani nu l-au ținut acolo. El a fost de bună voie acolo. Amin? Amin. Și Domnul Iisus le explică acestor greci și nouă. Dacă Iisus s-ar fi dat jos de pe cruce, putea să facă asta, n-ar fi făcut nicio nedreptate, avea tot dreptul să facă asta, el n-avea niciun păcat, nu merita să fie acolo, dar ce s-ar fi întâmplat? Rămânea singur. Dacă grământele de grâu aruncat în pământ nu moare, nu se sacrifică, nu acceptă să-și piardă viața, să putrezească, rămâne singur. Dar pentru că Iisus a acceptat să-și dea viața, să se sacrifice, acum El are o sămânță de urmași. Amin? De asta suntem noi aici, pentru că nu s-a dat jos de pe cruce. N-a rămas singur. El putea să rămână singurul fiu perfect al lui Dumnezeu. Dar acum suntem mulți. Amin? Amin. El s-a sacrificat, a rămas pe cruce. Grăuntele de grâu a murit. Și de aceea a adus multă roadă. Noi suntem sămânța lui de urmași. Și acum Domnul Iisus zice în versetul 26. Acum vă spun vouă, creștinilor, seminții de urmași, vă spun vouă, apostolilor, ucenicilor mei, dacă îmi slujește cineva, dacă voi ziceți că sunteți ucenicii mei, atunci trebuie să-mi slujiți. Dacă îmi slujește cineva, să mă urmeze. Și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Și dacă îmi slujește cineva, Tatăl meu îl va onora, îl va cinsti. Lumea te va face de rușine. Îți va fi rușine să ridici capul. Vor baciocori, vor zice, n-a fost în stare să facă o facultate, să fac colegiul bine. N-a fost în stare să-și construiască o casă. Trăiește ca mergul cu casa în spate. Așa, așa, așa. Asta era reputația mea când am plecat de la moștenirea care o moșteneam la socrii acolo și am locuit cu chirie fie pe unde. Și acum locuim într-o locuință de serviciu. Zice, ca merg cu casa în spate, vai șamar de el. E bine, e ok. Sunt de rușine înaintea oamenilor și înaintea mentalității umane, dar uitați ce spune aici. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl meu îl va cinsti.
Vrei onoarea de la oameni sau vrei de la Dumnezeu? Dacă noi suntem ucenicii Lui, atunci să-i urmăm exemplul de slujire. Să nu căutăm să ne scăpăm viața, cum ne este mai bine, cum să avem mai bine, cum să fie mai ușor, cum să fie mai confortabil, cum să fie mai lesne, cum să fie să ne scăpăm viața, să scăpăm de sacrificiu, să scăpăm de rușinea lumii, să scăpăm de toate lucrurile acestea. Dacă noi suntem ucenicii Lui, atunci să urmăm exemplul Lui de slujire. Să nu ne iubim viața pentru lumea aceasta, ci să ne-o sacrificăm de dragul celor aleși. Asta învață Domnul Iisus Hristos în aceste zile, în intrarea sa în Ierusalim. Suferința, slava și sacrificiu. Acum, slavă nu prea a primit, decât în ziua intrării triumfale așa, puțin. Dar slava adevărată va veni, va urma. Și pentru noi este așa. Suferința, sacrificiul și slava sau glorie. Dacă suntem ucenicii Lui, asta trebuie să urmăm. Dacă nu, ne vom umpla burțile de miel și de drog, vom bea pahare de șampanie și de vin, vom distra cu lumea, o să nu uităm lumânarea de Paști, trebuie să avem lumânare. După lumânare putem să facem orice. Dimineața să mâncăm pâine muiată în vin și după aia cu lumea. Asta fac oamenii religioși care nu sunt cu Iisus. Dacă suntem cu Iisus, în lumea aceasta, suferința, sacrificiul vieții și va urma gloria și slava. Și Domnul să ne dea înțelepciune să facem lucrul acesta. Amin. Haideți.